Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Olt a stabilit noi măsuri pentru localitățile care au depășit pragurile de 6, respectiv 7,5 cazuri la 1000 de locuitori. La Slatina, rata de infectare a ajuns la 8,95, ceea ce înseamnă că se vor introduce restricții pe tot parcursul săptămânii. Una dintre cele mai importante măsuri de restricție împotriva virusului SARS-CoV-2 face referire la circulația pe timpul nopții. Astfel, în localitățile în care se depășește pragul de 7,5 cazuri la 1000 de locuitori, plasarea în intervalul orar 20-5 dimineața se va face doar pe bază de declarație pentru persoanele nevaccinate și doar cu certificatul verde pentru persoanele vaccinate sau cele care au trecut prin boală. Pe lângă restricțiile de circulație, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a adoptat mai multe măsuri. Magazinele și supermarketurile vor fi închise începând cu ora 22. Farmaciile, benzinăriile și firmele de catering își păstrează programul de funcționare. Nunțile, botezurile și evenimentele private pot fi organizate doar în limita maximă a 200 de persoane care prezintă un certificat de vaccinare sau atestă că au între 15 și 180 de zile de la momentul infectării. În ceea ce privește masca de protecție, prefectul de Olt spune că trebuie purtată doar în spațiile închise și în locurile aglomerate. În momentul de față, regulile privind purtarea măștii au rămas neschimbate, în sensul că este obligatorie purtarea măștii de către toate persoanele, indiferent dacă suntem vaccinați sau nevaccinați, de către toate persoanele, în spațiile publice închise, în mijloacele de transport, dar și în spații publice deschise unde există aglomerări de persoane. Ne referim aici la piețe, târguri, stații de autobuz, stații CF, dar și în perimetru școlii, în 50 de metri, am stabilit noi pentru hotărârea Comitetului Județean prin Situații de Urgență, la 50 de metri în jurul punctelor de acces în unitățile școlare. De asemenea, la Slatina, școlile vor rămâne deschise indiferent de rata de infectare înregistrată.